Una este Dumnezeu. 11 metri pentru cei cu cernici. Bun găsit, prieteni, la prima ediție a noii săptămâni și de altfel ultima din luna martie. E bine așa să fiu ultimativ în societate, în general, am văzut și eu pe alții. Și că tot vorbeam despre lucruri de genul ăsta, iată, avem informații, este relativ recentă și sigur că noi ne-am preocupat în ultimii 7 ani de cazul lui Cristi Chivu, care în mod oficial își încheie cariera milaneză. Cele două părți, adică el și cu clubul, au bătut palma. Probabil Cristi Chivu a mai luat niște bănuți, cei pe care i-avea de luat până la sfârșitul contractului, care expira în vară. S-a încheiat colaborarea după 7 ani în care Chivu a păcălit clubul. Acesta îi mulțumește pentru perioada pe care au împărțit-o. 115 meciuri a jucat Chivu pentru Inter în 7 ani, reușind să marcheze 3 goluri. N-a mai evoluat însă din luna august a anului trecut, aproape că se făcea un an, când a suferit, spuneam, acea intervenție chirurgicală la un deget al piciorului drept. De atunci a tot frecat-o cu recuperările, până la urmă s-a ales praful de această colaborare. Inter, sigur, a traversat alături de Cristi Chivu perioade glorioase în istoria sa, câștigând Liga Campionilor, câștigând Campionatul Italiei. Știm foarte bine că diplomația italienilor este fără egal atunci când vine vorba de comunicate și în general de expresii tip șablon în fotbal. Dacă citim însă în spatele acestor declarații extrem de pompoase și de frumoase, de ca și cum ar fi fost cel mai important jucător al lui Inter, Cristi Chivu, în toată această perioadă, nu ne lăsăm însă păcăliți de acest comunicat, care până la urmă e unul de ușurare pentru Inter. În sfârșit au scăpat de Cristi Chivu, probabil își rod unghiile și își mănâncă buzele cei de la Milano pentru faptul că i-au plătit salariul acestui jucător timp de 7 ani, el aducând foarte puțin pentru Inter, dar a fost până la urmă un transfer asumat de Inter. Nu ai posibilitatea să nimerești cu toată lumea. A fost un eșec pentru ei, este clar. N-au reușit să se debaraseze de el. Eu nu zic că n-au fost și clipe bune în care sperau și-au avut încredere în Chivu. Clubul s-a purtat fantastic cu el, plătindu-i salariul în toți acești ani și reușind chiar la un moment dat să-i ofere cele mai bune condiții pe care le-a avut în cariera sa de fotbalist. Inter se desparte de Chivu, spuneam, după această perioadă, cu un sentiment vădit de ușurare, însă pentru Chivu e exact invers. Pentru el a fost cea mai bună perioadă, cea mai rodnică perioadă din toate punctele de vedere, că de fotbal s-a ocupat foarte puțin. Însă pe extra fotbal el s-a împlinit în toți acești ani. Fiind fotbalist la Inter, dați seama ce carte de vizită avea când se ducea pe undeva, într-o cârciumă, de exemplu, sau într-o vacanță. A fost mereu un jucător cu ștampila lui Inter după el și asta i-a prins bine. Comunicatul lui Chivu este greu de suportat. El îl publică pe pagina de Facebook. Este genul de text pe care îl scrie din pușcărie și Gică Popescu, dacă vreți. Adică multă vorbă pentru nimic. Nu vorbește nicăieri de falsuri, de păcăleli, de modul în care el pur și simplu a subjugat-o pe Inter, un sistem de valori cu fundul în sus. Un fotbalist care nu face nimic ani de zile, este plătit regește de un club, tocmai pentru că regulile în fotbal sunt aiurea. Dacă așa ar fi în toate domeniile, fraților, ata vreau să rețineți. Dacă peste tot, în toate domeniile de activitate, în toate marile întreprinderi, în instituții, în multinaționale, s-ar acționa așa și s-ar munci așa cum a făcut-o Cristi Chivu, omenirea ar fi fost în faliment în acești 7 ani, pe de-a întregul ei. Deci este exact exemplu de cum să nu faci în viață. Numai că fotbalul are regulile lui aparte,
Odată ce ai semnat un contract, nu mai are nimeni ce să-ți spună. Tu vei avea veșnic câștig de cauză dacă vei fi îndepărtat de la clubul respectiv. Întotdeauna va trebui să-ți recuperezi toată suma, deși tu nu ești obligat să faci nimic pentru banii aia decât să semnezi. Întotdeauna la fotbal, spre deosebire de orice alt domeniu, fotbalistul semnează și primește banii pe ce a făcut înainte. Chivu, venind la Inter, nu mai avea de demonstrat nimic o dată ce parafase respectivul contract. Sigur că el și l-a prelungit, că n-a avut contract cu 7 ani. Și l-a prelungit. Frații Becali, aflați astăzi în pușcărie, au reușit să-i reînnoiască la un moment dat contractul lui Chivu, păcălindu-i pe al de Morati să-i reînnoiască, să-i prelungească angajamentul fundașului român. Acum Chivu se va preocupa, am înțeles, de ordinea hârțoagelor în contabilitatea fraților Becali, care lipsesc pentru câțiva ani de la domiciliu. Măcar atât le datorează, că ei l-au învățat să mănânce cu furculița, ei l-au îmbrăcat, ei l-au scos în lume, cu ei a mâncat prima oară pe gratis la cârciumă. Cam asta a făcut Cristi Chivu. Probabil că ei l-au dus și la femei, în orice caz ei l-au informat pe unde să le caute. Și atunci sigur că le datorezi acestor oameni toți banii ăștia nemunciți pe care i-ai adunat în viață. Aș mai spune și încă o chestiune, după mine, care merită analiză. Fotbalul este singurul domeniu în care nu numai că iei bani fără să faci nimic, dar nici nu poți să fii criticat. Adică, după cum știți, antrenorii și chiar președinții sau patronii cluburilor nu au obiceiul și nici nu sunt în situația de a-și critica jucătorii pe șleau, adică în presă. Pe lângă faptul că iei niște bani imenși, da, care sunt o bătaie de joc la adresa unei societăți. În Italia se trăiește de pe o zi pe alta. Un fotbalist care nu făcea altceva decât să ducea la antrenamente sau nici măcar nu se mai ducea, de un an de zile o freca fără să se antreneze, câștigând asemenea sume, milioane de euro, sunt o sfidare la ceea ce înseamnă societatea din ziua de astăzi. Pe lângă asta, că iei niște bani nemunciți, nici nu poți să fii atacat. Adică spuneți-mi un alt domeniu unde dacă patronul este nemulțumit de tine, n-are voie să ți-o spună, mă. Spuneți-mi un domeniu. Nu există. Și în orice instituție, oriunde ai munci pe niște bani, nu la nivelul ăsta, mult mai mici, mult mai puțin, pot să fi atacat, verbalizat, pleznit pe după cap, dat afară, în fine, băgat în ședințe, luat la întrebări de cei care te plătesc. Îți cer socoteală în permanență pentru ceea ce faci. Mi se pare normal. De asta ești plătit. Ai o activitate, iar cei care te plătesc pot să fie nemulțumiți la un moment dat, să-ți spună, bă, nu-i bine, sau uite, ar trebui să faci asta sau asta. Să nu uităm totuși că în fotbal nu se poate nici măcar atât. Tu ții milioanele alea pe an, 3, 4, 5, 6 milioane, unii 14, 15, 18 milioane cât iau, fără ca vreodată să fie atacați în public. Așa că în vestiar vine antrenorul și spune, lasă că m-ai dezamăgit în seara asta, ești un nenorocit. Este altă discuție, pentru că ea rămâne acolo. Și el, la rândul lui, jucătorul poate să zică despre tine ce vrea. Lucrurile astea nu ajung în presă. Dacă ajung, sunt dezmințite, deci ele nu există în realitate. Da? Jucătorii de fotbal nu pot fi contracarați de nimeni, nici măcar de noi. De fiecare dată când deschidea unul de aici, de la masa asta, gura, doar noi îl înjuram pe Chivu și câțiva ascultători, nu vezi nicăieri presa, nu l-a criticat niciodată pentru ansamblul operei, imediat venea cineva și spunea, dom'le, dar voi ați jucat fotbal? Dom'le, dar voi știți ce muncă era asta? Voi imaginați că ăsta a câștigat Liga Campionilor? Bineînțeles că ne imaginăm, ce e așa mare lucru? Ce a făcut Cristi Chivu de nu putea nici măcar să fie contrat în presă? Dar nici măcar nu putea să fie luat în discuție. Deci asta este meseria de fotbalist. Nu o să citesc comunicatul, pentru că de la mulțumescul adresat părinților pentru educația pe care i-a oferit-o și până la mulțumirile adresate echipei, textul este penibil și probabil a fost scris de altcineva, n-are nicio semnătate, dar
aș compara pe undeva această știre, retragerea oficială a lui Cristi Chivu, el de acum devine omul de casă al fraților Becali, un fel de Luțu devine, va pune ordine în, spuneam, sertarele celor două dinamite aflate în momentul de față la Pârnaie. Văzusem o altă știre legată de Vlad Chiricheș, fundașul lui Tottenham, aflat într-o jenă sportivă în momentul de față, pentru că Tottenham este ciuca bătăilor în Premier League, cu titlul de bombă, dezastru, s-a terminat cu Chiricheș. Așa arăta știrea pe gândul sau pe realitatea de pe unde am pescuit-o noi la un moment dat. Când desfăceai știrea, vedeai că nu s-a întâmplat nimic, doar că la sfârșitul sezonului cei de la Tottenham, dacă nu vor prinde Liga Campionilor, așa cum am vorbit cu Călin Mateș de atâtea ori, vor face un bilanț, o analiză a situației și evident că obiectivul clubului fiind Champions League e investind vreo 100 de milioane de euro în transfer, dar au luat banii ăștia pe Gareth Bale, deci nu e o problemă, practic n-au dat niciun ban, așa vor face așadar o analiză și dacă nu vor fi mulțumiți îi plasează pe jucători fain, frumos, pe lista de transferuri. Asta nu însemnă nimic. Atenție! De la un club nu pleci decât dacă ești tu de acord. Vlad Chiricheș are contract, dar nu mă înșel, a semnat pe 4 ani cu Tottenham, contra unei sume undeva învârtindu-se între 9 și 10 milioane de euro. Bani aruncați, ok? Nu este cel mai slab din echipă. L-am văzut pe Kabul, fraților. L-am văzut pe Dawson în meciul cu Liverpool de ieri după amiază. Deci nu este Vlad Chiricheș dezastrul lui Tottenham. Da, sigur că va avea și el de suferit, în sensul în care nu se contează neapărat pe el în sezonul viitor, dacă echipa nu îndeplinește niciun obiectiv. Valabil acest lucru la orice echipă din lume. Nu v-ați îndeplinit obiectivele, sunteți pe piața transferurilor disponibile. Pentru asta trebuie să găsești un cumpărător, trebuie să-i convină lui Chiricheș, trebuie ca el să primească banii pe care îi caută, că măcar aceiași bani pe care ia la Tottenham, pentru că dacă nu rămâne la Tottenham nu se întâmplă nimic. Până are contract, clubul este obligat, așa cum a fost și în cazul lui Chivu, cât a avut contract, să-i plătească. Deci, unde-i bomba în știrea asta? De-aia chiar aș face o punte de legătură între cei doi, sunt fundași amândoi, unul la sfârșit de carieră, celălalt încă în plină carieră, dar începe să-i lege câte ceva. Eșecul, în primul rând, și aceste sume nesimțite pe care le adună, sigur că nu-i numai vina lor. E și la celor care i-au îndrumat acolo. E și vina celor care îi plătesc până la urmă, numai că îi au de unde să-i plătească. Nu cumva să credeți că acum Inter dă faliment că l-a plătit pe Chivu 7 ani. Sau Tottenham nu mai poate că trebuie să-i plătească încă 3 ani salariul lui Chiricheș. Lucrurile astea sunt bugetizate. Nu s-a făcut nimic la întâmplare. Deci nu va pleca de la Tottenham dacă nu va fi mulțumit. Se duce la un alt club din Anglia, posibil să găsească o echipă de zona a doua, a treia a clasamentului, un Crystal Palace, să zicem, sau un West Bromwich, dacă rămân în prima ligă. Nu va pleca pe o sumă mult mai mică decât de la Tottenham și chiar dacă o va face, va fi de acord cu ea. Dacă nu, poate să stea 3 ani pătușă la Tottenham și să-și ia banii. Da, nu știu dacă vom avea astăzi legătura și cu Călin Mateș, dacă va putea să intre, va fi foarte bine să ne explice dacă eventual are niște informații în plus. Daniel Levy, președintele Tottenham, asta știm și noi, e hotărât să renunțe la colaborarea cu Franco Baldini, care este responsabilul cu aducerea jucătorilor în vara trecută și sunt nemulțumiți de el. Bun, atenție, dacă pleacă Baldini, trebuie să primească toți banii și la ei nu te dă nimeni afară și gata. Ar fi oferte pentru Vlad Chiricheș și din Germania. Eu zic că el deocamdată rămâne un fotbalist atractiv. Și Chivu ar fi fost un fotbalist atractiv dacă n-ar fi fost accidentat, chiar și la vârsta lui. În Turcia îți găseai o echipă, în Rusia, în Ucraina aveai unde să te duci. El însă nu s-a mai putut duce pentru că era nevandabil. Și atunci Inter a trebuit să suporte, practic, prelungirea lui de contract. A fost o țeapă rară pe care cluburile occidentale și-o iau. Și Roma și-a luat o țeapă rară cu Bogdan Lobonț, pe care l-a prelungit la un moment dat după ce nu jucase un an de zile. Vă dați seama ce tehnica negocierilor aveau dinamită ăștia. Bun, deci astea ar fi cele două situații.
Chivul s-a retras, Chiricheș este într-o jenă, pentru că tot ne-am pierdut contactul cu grupul de Liga Campionilor și poate că se va orienta și la el un pic cariera începând cu vara viitoare, dar încă o dată nu este nimic bătut în cuie, pentru că deocamdată nu există nimic oficial. Luăm o primă pauză și ne întoarcem cu alte informații din fotbal. Pe metri. Să fie pace ca să nu fie război. Ne întoarcem în direct. Știți că astăzi 31 martie este ultima zi pentru depunerea documentelor în vederea licențierii în Liga Profesionistă de Fotbal sau Federația Română de Fotbal, mai degrabă. Licențele care vor fi obținute sau nu pentru sezonul viitor. Termenul expiră astăzi. Din informațiile pe care le are presa de la noi, cam toate cluburile au făcut pe dracu în patru și au reușit până la urmă să prezinte astfel de documente, cum că n-ar avea datorii la sfârșitul anului trecut. Adică la data de 31 decembrie a anului încheiat, nu mai existau datorii, s-au plătit integral acele sume. Se pare că doar CFR Cluj n-ar fi făcut dovada tuturor plăților în momentul de față, pentru că acolo, după cum știm, nu mai există un interes prea mare pentru fotbal. Celelalte cluburi, cum necum, și-ar fi îndeplinit obligațiile. Nu există deocamdată nicio veste cum că cineva este în regulă sau în neregulă. Suntem încă la faza depunerii dosarelor pentru această zi. UEFA nu și-a dat încă acordul, se pare, niciun fel de răspuns la cererea cluburilor de Liga 1, care de obicei solicitau o amânare cu câteva luni, lucru care nu le-a fost aprobat. Se obișnuia, de exemplu, decalarea termenului de la 31 martie la 31 mai. Pentru că noi nu eram niciodată pregătiți să fim corecți. E o nebuloasă asta cu licențierea. Răzvan Burleanu a declarat că nu se va schimba nimic în sistemul de operare, ceea ce nu e foarte bine, pentru că în aceste condiții cam toate cluburile sunt la limita legii. Pe de altă parte, nici nu poți să te debarasezi de ele, e adevărat. Adică dacă ai fi aspru sau măcar corect în a da aceste licențe cluburilor de fotbal, probabil că ai rămâne fără echipe. Și atunci campionatul s-ar juca doar la fotbal pe masă. Nu s-ar mai juca pe teren. Dar eu mă îndoiesc că în România lucrurile stau așa cum ar trebui cu aceste echipe, chiar dacă ele își obțin licența. Cred că până la urmă se trece cu vederea un anumit număr de fapte sau de termeni și că până la urmă să poate și așa. Asta este deviza românului și în fotbal, dar și în alte părți. Și FC Vaslui s-ar confrunta cu niște probleme, aflăm aici, dar se pare că până la urmă nu vor fi depunctat sau vor obține această licență. În principiu s-ar putea să asistăm la câteva surprize, asta o să vedem în zilele următoare. De asemenea, am văzut că la Rapid lucrurile n-au evoluat în niciun fel, în sensul în care clubul nu se vinde, dacă s-a vândut vreodată. A fi căzut varianta cumpărării lui de către Viorel Moldovan, care avea în spatele lui niște posibili cumpărători, o echipă întreagă, sau măcar niște consilieri, niște sfătuitori, care nu și-au asumat, se pare, angajamentele sau promisiunile. În aceste condiții, Viorel Moldovan a bătut în retragere, rămâne doar antrenorul Rapidului, dar nu știe în ce ligă va fi Rapidul la anul, pentru că problema cu licența se pune și la ei. Rapidul, din punct de vedere sportiv, ar putea să promoveze, deși în ultima vreme devenise ciuca bătăilor și în Liga a doua. Toate chestiunile astea ar trebui să se rezolve, numai că nu se vor rezolva. Noi vom termina sezonul, și acum am terminat în fiecare an, pentru că timpul trece, asta chiar și în România.
Numai că nu se rezolvă nimic. Noi nu vom ști la sfârșitul sezonului dacă aceste echipe sunt în regulă, dacă vor continua din punct de vedere financiar în sezonul viitor, nici dacă vor promova unele sau nu. Fiecare zi, în fiecare zi se întâmplă câte ceva, există câte un zvon, câte o informație cum că aia vor să se retragă. Cele mai puține nu se confirmă. Cele mai multe nu se confirmă dintre zvonurile astea. Am auzit că ăla, gata, pleacă de la echipă, echipa nu mai are finanțator, bombă, s-a desfințat, e la un pas de... Niciodată pasul ăla, până la urmă, nu se întâmplă. Așa și cu Rapidul. Păi ei nu luaseră licența nici sezonul trecut. Dar știm foarte bine, nici acum 2 ani, cum să ia licența când ei n-aveau un patron? Nu știau cine-i conduce. Dovadă că Rapidul nu s-a putut vinde. Au luat așa pe bucăți. Au cumpărat 2 scaune, de exemplu, au cumpărat o masă, au cumpărat 2 porți, niște mingi, și ăla a venit și a spus, domnule, am cumpărat prea multe, deci eu sunt patronul acestui club. Lucru care zic eu că nu s-a întâmplat. Nu era nici patron, nimeni, de fapt. George Copos este la pușcărie, până va ieși George Copos nu vom afla foarte multe, când va ieși iarăși nu vom afla foarte multe, pentru că, în afară de faptul că va vinde clubul și atunci, cum l-a vândut cine înainte de pușcărie, tot nu vom afla nimic. Și încă o dată spun, indiferent că e vorba de Burleanu, de Mircea Sandu, de Mitică Dragomir sau de Gino Iorgulescu, modul în care se fac afaceri în România rămâne același. Deci asta nu înseamnă că acești oameni vor putea să spună, până la proba contrarie cel puțin, gata tată, de astăzi schimbăm foaia. Și cine nu îndeplinește condițiile nu mai joacă. Nu există așa ceva. Niciunul dintre cluburi nu îndeplinește condițiile. Noi trăim cu frica asta să nu vină aia de la UEFA și să suspende campionatul. Sau să retragă toate cluburile. Sau să nimeni să nu primească licență europeană. Lucruri care se pot întâmpla. Deci doar de acolo ne-ar putea veni speranța de normalitate și nici într-un caz nu din competiția internă. Una, nu o să insist pe tema asta cu Rapidul, întrucât nu s-a întâmplat practic nimic. Nu există un cumpărător. Dacă vreodată ar fi fost ceva serios, nu există până la urmă nicio speranță că cluburile vor avea dosarele de licențiere în regulă, sunt doar vorbe și astea, și o să vedem care va fi verdictul zilele viitoare. A fost scandal aseară la meciul dintre Petrolul și Dinamo, încheiat finalmente 2-2. Flaviu Stoican, antrenorul dinamoviștilor, aproape de bătaie cu un oficial al Petrolului, asta da, asta nu e nicio surpriză, cârciumă și bătaie și înjurături. Astea sunt aturile fotbalului românesc. În rest, competențe puține, fotbal foarte sărac. A fost eliminat Flaviu Stoican pentru proteste de către arbitru Radu Petrescu, care am înțeles că va oficia în Youth League, la meciul dintre Real Madrid și Benfica Lisabona, semifinală în Youth League, deci Radu Petrescu ar avea totuși o anume cotă. El a făcut praf și pulbere meciul dintre Petrolul și Dinamo de ieri. Stoican l-ar fi acuzat că l-a făcut păcălici, la care un oficial al Petrolului i-ar fi spus că pe lază l-a făcut păcălici, după care au început jignirile. În fine, rezultatul nu mulțumește, se pare, deși multe nu mai erau de făcut. Petrolul nu mai are nicio șansă la titlu, locul 2 sau 3 nu-i mare diferență. Dinamo, chiar dacă ar fi câștigat, n-avea șanse foarte mari să ajungă pe podium, ar fi avut un pic mai mari decât le are astăzi, dar până la urmă nu cred că s-ar fi schimbat situația cu 180 de grade. Avem în această seară de luni alte 3 partide din Liga 1, meciul de la Cluj la 18:30, Universitatea cu Gaz Metan Mediaș, important pentru clujeni care au nevoie de cele 3 puncte ca să lase Năvodariu în zona roșie. Gaz Metan locul 8, nu cred că pretinde la aproape nimic. FC Vaslui joacă cu Brașovul. Vasluiu, în afară de locul 4, nu ar putea să obțină nimic în plus. Brașovul este în zona retrogradării, are totuși 2 victorii la rând, pare să fie în ușor reviriment de văzut. Și fine, Steaua cu FC Botoșani. Botoșani pare să fie ieșit din vrie, a reușit 4 victorii consecutive,
se află la mijlocul clasamentului, Steaua este mare favorită și trebuie să-și consolideze locul întâi, pentru că prin victoria în deplasare de la Piatra Neamț, asta a revenit la 5 puncte de Steaua. A fost o victorie a juvenilor cu 2-0. 58 de puncte Steaua, 53 pentru Astra Giurgiu. Așa că Steaua n-are încotro, trebuie să bată astăzi pe FC Botoșani pentru a obține a 18-a victorie. Oricât ar părea campionatul de jucat, nimeni nu contestă asta, de tranșat deja în favoarea Stelei, să nu uităm că Steaua n-are decât o singură victorie în plus în campionat față de Astra Giurgiu. 17 Steaua, 16 pentru Astra. Dacă va învinge astăzi pe FC Botoșani, Steaua va duce la două victorii în plus numărul acestor succese, care iarăși nu înseamnă mai nimic. Da, ne pregătim de o pauză, s-a făcut momentul pentru publicitate și o să revenim cu alte informații din fotbal. Cu ce vă spălați pe cap? Cu oțet. Da, de ce? De mere. 11 metri, 100% natural. Da, am lăsat loc jingle-ului, ca așa să faceți, să fim bine crescuți. Și Cristi Chivu spunea în mesajul lui de despărțire de la Inter că e bine crescut. Se pare că avem un telefon, ar fi la cealaltă parte a firului, ca așa să spunem. Încercăm să colecționăm cât mai multe clișee până la sfârșitul emisiunii. S-a aflat președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, domnul Gino Iorgulescu. Bună ziua, domnul Banciu. Vă salut. Și sper că auditorilor dumneavoastră, fundatorilor dumneavoastră. Sper că nu v-am deranjat. Eram în mașină, spuneți. Da, nu, să știți că nu cred că încercau colegii mei neapărat să vă prindă dintr-un motiv anume, ci pur și simplu, după un weekend cu fotbal, vreau să știm cam cum a trăit momentele astea. Tot s-a vorbit despre cazul Rapid, poate aveți aici niște informații despre licențierea care e pe ultima sută de metri. Adică, să vă spun, pe șleau nu era ceva care să ardă, dar dacă ați intrat, e bine. Despre Rapid nu pot să vă spun nimic, că nu știu nimic la ora asta. Am fost la birou și acum o să uităm la o întâlnire cu cineva, tot pe teme fotbalistice. Da. Despre licențiere pot să vă spun că am discutat cu domnul Duru în dimineața aceasta și situația e îmbunătățită față de acum două săptămâni. Se pare că cluburile au înțeles că trebuie să își rezolve problema licențierii și în marea majoritate mi-am spus că ar fi în ordine. Așa. Și că toate cluburile vor lua licența. Nu știu dacă vor lua, dânsul mi-a spus că s-au depus documente și astăzi era ultima zi, s-au depus documente de la toate cluburile, acum rămâne comisiile dânsilor să analizeze. Da. Păi cam acolo eram și noi cu veștile, doar Vasluiu și CFR Cluj se pare că stau un pic mai prost. CFR Cluj zice că n-ar depune decât astăzi, dacă va depune. Da, și Vasluiu am tot discutat, se pare că s-a rezolvat, mai am pus și noi umărul la problemele cluburilor și s-au cam rezolvat. Da, deci ar fi... CFR-ul așteptăm și noi să vedem dacă... În principiu au spus că problemele sunt rezolvate, dar acum așteptăm să facă analiza domnii de la comisiile de licențiere. Da, v-aș întreba dacă ați văzut meciul Petrolul Dinamo de ieri. Am văzut, am luat și o atitudine și la meciul cu Dinamo, am văzut și la meciul cu Viitorul, au fost niște probleme de arbitraj și sunt indignat de această problemă, pentru că am făcut efortul financiar, cluburile de fapt au făcut efortul financiar să mai suplimentăm cu doi arbitri și văd că sunt în continuare probleme. Am tras un semnal de alarmă, am pus și pe site nemulțumirile noastre în acest sens și așteptăm comisiile de la arbitri să vedem dacă sunt în cei care au mai greșit în returul acesta, să vedem sancțiunile și să sperăm că iau sancțiunile cele mai ustorătoare din acest punct de vedere. Da, mi-a plăcut asta, pentru că e pentru prima oară când un oficial, fără să-l întrebi,
despre ceva, vorbește direct de problema arbitrajului și apreciez chestiunea asta că nu m-ați așteptat pe mine să vă întreb. Oricum v-am mai transmis că mai ascult și pe mașină și am văzut că sunteți destul de informat și vă noiam că acest lucru mă întrebați. Da, oricum am înțeles că domnul Petrescu, care a arbitrat meciul de la Ploiești, va oficia în Liga asta a campionilor pentru echipe de tineret, un meci important. Da, aici e problema arbitrilor români. Noi suntem oameni și înțelegem când e o greșeală, dar observ că în străinătate nu greșesc și atunci înseamnă că sunt alte lucruri la mijloc. Dacă în străinătate se concentrează și nu greșesc și au rapoarte foarte bune din partea observatorilor, de ce în România nu se concentrează la fel de mult și nu arbitrează ca să nu avem nimic de reproșat? Da, eu am citit că domnul Burleanu declara recent că până la sfârșitul sezonului va avea încredere în corpul ăsta arbitrar, că nici nu poate să facă altfel, dar de la sfârșitul sezonului ar trebui să schimbe un pic foaia. Adică ce se însemne asta? Iarăși revenirea la arbitrii străini? Eu am vorbit cu domnul Burleanu și era o variantă, aducerea unui coordonator din străinătate, un fost arbitru care s-a lăsat de câțiva ani și a fost un arbitru de valoare, să facem și acolo un efort din partea cluburilor, să contribuim cu ceva și să-l plătească și să coordoneze toți arbitrii ăștia, pentru că vedem că dacă îi conduc un român, nu ajungem la rezultate bune în ceea ce privește arbitrajul lor. Așa se întâmplă și în Ucraina cu Colina, am mai văzut că au luat modelul ăsta și alte țări. Dacă nu pot să se conducă singure, îi aducem, ar fi o soluție, îi aducem mai riscăm niște bani, dar știm că vedem meciurile liniștiți și nu mai avem această problemă. Da, acum toată lumea era de acord că sezoanele trecute, deși arbitrii străini nu rezolvaseră problema neapărat. De cât să plătim brigile de arbitri, mai bine plătim unul permanent și să judece corect la comisii, să îi delege corect, să îi supravegheze și să schimbe atitudinea lor. Da. Sigur, undeva în sensul ăsta era toată discuția, măcar dacă nu e un arbitraj mai bun, măcar să nu existe suspiciune. Suspiciune, da. Ok, mulțumim domnul Iorgulescu, vă lăsăm la întâlnire. Dacă este ceva, știți cum fac ziariștii, dacă este ceva din întâlnirea asta, poate ne spuneți și nouă la un moment dat, dacă e ceva important pentru țara, desigur. Discuția am avut-o de principiu cu domnul Burleanu, a zis să vedem acest retur și după aia să luăm o hotărâre în privință. Da, nu, dar mă refer și la întâlnirea pe care o aveți acum, că a spus că vă duceți la întâlnire. Dacă este ceva foarte important pentru țara asta, spuneam, poate ne dați o informație, sau dacă nu, măcar să o publicați pe site. Da, bineînțeles, dacă e ceva important, nu public. Sigur, pentru că știu că țineți mult la site-ul respectiv, mulțumim și noi. Foarte mult ca să fie lumea informată. Mulțumim, o zi bună. Da, deci cam asta a fost, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal în mașină, de obicei acolo se ascultă Sport Total FM, bine plasat, se deplasa spre o afacere iminentă, intuiesc una de proporții, încă nu te duci luni, 31 martie la 4 fără 10 să te întâlnești cu cineva de florile frăsinelului. E clar că are pe țeavă ceva Gino Iorgulescu și sperăm ca în zilele, în anii, secolele care urmează, eventual să aflăm despre ce s-a discutat, evident via site-ul oficial îmbunătățit al Ligii Profesioniste de Fotbal, un site care ați văzut zbârnăie, l-am testat și noi săptămâna trecută, n-aș mai avea neapărat tupeu să intru în coată pe el, dar o să facem la un moment dat să vedem dacă exact cu cine s-a întâlnit Gino Iorgulescu, că știm că fotografiile cu președintele Ligii sunt la modă acolo. Astea au fost scandalurile cele mai cunoscute, cele mai mediatizate în acest weekend, sau poate doar unele dintre ele, pentru că la fiecare meci, așa cum amintea domnul președinte, și la Constanța cu Timișoara a fost scandal,
Practic n-a fost un meci unde să zici că nu s-a întâmplat nimic. Victoria CFR-ului până la urmă surprinzătoare, nu se mai aștepta nimeni la ea într-un moment în care echipa era în vrie, obținută în acest weekend cu Pandurii, iarăși poate să surprindă un 1-0 pentru CFR Cluj, care până la urmă o descalță și pe Pandurii Târgu Jiu de orice obligație, 10 puncte între Pandurii și Petrolul, adică între locul 6 și podium după 25 de partide. O să vorbim și despre fotbal internațional, că sunt vești mari acolo. De exemplu, Cosmin Contra a demonstrat cu ce lemn se încălzește în Spania. Getafe câștigând pe terenul Valenciei cu 3-1 după ce a fost condusă cu 1-0. Guriță iese din zona retrogradării, deși se afundase cu ambele picioare la un moment dat și îi ajungea noroiul până la gât. După ce Valencia deschisese scorul în clasamentul virtual al momentului respectiv, Getafe era penultima și echipele care au devansat un trio de echipe, cu Valladolid, cu Osasunia, cu Almeria, aveau două puncte avans în fața lui. Cu această victorie, Getafe a ieșit din zona retrogradării în campionatul Spaniei și se află pe poziția a 16-a, având două puncte avans peste trioul pe care l-am numit mai devreme și un punct avans, două puncte avans, pardon, față de Almeria, Osasunia și Valladolid. Betis Sevilla, ultima clasată, este deja departe. Extraordinară performanța care îl salvează în momentul de față de zona retrogradării. Urmează meciul de la Elche, capital, pe data de 6 aprilie, adică weekendul viitor. Elche, Getafe, un singur punct separă cele două echipe, pe locurile 15 și 16. Nici Elche n-a mai bătut pe nimeni în ultimele 5 jocuri, așadar dacă va câștiga și acolo, Getafe, după 32 de etape, avea 34 de puncte, ar putea deja să se gândească la rămânerea în prima ligă spaniolă. Tot la fel de adevărat e că dacă va pierde, se poate întoarce iarăși pe penultima poziție. Dar în orice caz un rezultat mare, Marica a și marcat golul de 2-1 pentru Getafe și atât după un început modest cu un rezultat de egalitate acasă cu Granada și două înfrângeri, cei de la Getafe reușesc să câștige exact acolo unde ne așteptam mai puțin. Și o să vorbim și despre celelalte meciuri din Spania și din campionatele profesioniste cu adevărat din Europa după o pauză. Păi la ora 2 și ceva s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă și după care puteți uita. 11 metri pentru cunoscători. Aș rămâne la fotbalul spaniol, mare ispava lui Getafe, spuneam ceva mai devreme, mă uitam dublu la clasamentul din prima ligă iberică, un singur punct are avans Getafe față de Almeria, Osasunia și Valladolid și 9 mai mult decât Betis, dar important este că a ieșit din zona retrogradării și se află pe locul 16 din 20 de echipe. La vârf, Atletico Madrid a reușit să câștige până la urmă la Bilbao, deși începuse prost, a fost condusă cu 1-0, a sucit rezultatul 2-1, Atletico rămâne pe prima poziție, dar este sub amenințarea Barcelonei, care s-a impus absolut jenant 1-0 contra lui Espanyol dintr-un penalti al lui Leo Messi cu mai puțin de 15 minute înainte de final, iar Real Madrid a reușit o a doua repriză impecabilă cu Rayo Vallecano. Era 1-0 la pauză, s-a terminat 5-0. O dublă a lui Gareth Bale, care a fost omul meciului, reușind și alte faze și alte pase decisive. Clasamentul așadar nu s-a modificat, întrucât primele trei clasate au câștigat. 7-6 Atletico, 75 Barcelona, 73 Real Madrid. Urmează Atletico Madrid Villarreal. Villarrealul care tocmai a făcut 1-1 acasă cu Elche, ratând posibilitatea de a se apropia la 4 puncte de Athletic Bilbao, nu, la 5 puncte dacă ar fi câștigat cu Elche, ar fi fost la 5 puncte de Athletic Bilbao, așa este la 7 puncte, deci un meci totuși la îndemână pentru Atletico Madrid, dar nu foarte ușor, pe 5 aprilie pe teren propriu, așadar cu Villarreal. Barcelona joacă acasă cu Betis, ultima clasată,
va fi probabil o formalitate. Real Madrid se deplasează la Real Sociedad, meci greu. Meci greu, Real Sociedad încă se luptă la locul 4. Athletic Bilbao are 6 puncte avans față de Real Sociedad și față de FC Sevilla. Bilbao joacă la Levante etapa viitoare, este mare favorită să obțină acest loc 4 pe care îl merită. Bascii s-au bătut tot sezonul ca niște lei pentru el, dar iată că sunt totuși amenințați de vreo 3 echipe și ar fi fost cu adevărat amenințați de 3 echipe dacă Villarreal câștiga la Elche, n-a reușit, au câștigat acasă cu Elche, făcut doar un egal. Lupta însă pentru poziția 4-a care duce în play-off-ul Champions League rămâne deschisă și Sevilla a fost bătută la Vigo, tot așa o mare surpriză, după ce câștigase contra Realului, a fost învinsă de Celta, o echipă de mijlocul clasamentului. Dacă ar fi câștigat, se apropia la 3 puncte de Bilbao. Până la urmă, Athletic Bilbao a ieșit excepțional din acest weekend, întrucât niciuna dintre echipele clasate pe locurile 4 până la locul 10 n-a reușit să se impună. Niciuna n-a câștigat, nici Levante, nici Valencia, nici Espanyol, nici Villarreal, nici Real Sociedad, nici Sevilla și nici Bilbao. Ceea ce sigur înseamnă un weekend câștigat pentru basci. Dar până în ultima etapă se va tranșa acest campionat, e clar. Barcelona este favorita numărul 1 în ziua de astăzi, pentru că are în ultima etapă acasă cu Atletico Madrid și dacă va câștiga, va fi campioană dacă lucrurile vor rămâne neschimbate până atunci. Dacă toate cele 3 echipe vor câștiga meciurile viitoare. Au fost 31 de meciuri, mai sunt 7 etape în campionatul Spaniei. Dacă următoarele 6 etape vor fi identice, ceea ce sigur că nu este evident, am văzut că oricine poate zbârci finalmente pe oriunde. Barça și Real au pierdut 4 meciuri în acest campionat, iar Atletico 3, deci nu este nimic tranșat dinainte. În orice etapă cineva se poate încurca, dar dacă situația va rămâne identică, Barcelona va câștiga titlul, pentru că are meci acasă cu Atletico Madrid în ultima etapă și cred că după cum evoluează lucrurile, Barça este favorizată mai mult de arbitrii din ce observ de către Real Madrid. La ei se cam schimbă, e ca și cu stânga și dreapta în politică. Cam schimbă în unele sezoane Real, în unele Barcelona. Barcelona a început să aibă mai multe penaltiuri și decât AC Milan. Ultima perioadă a devenit într-adevăr grotesc ce se întâmplă. Meciul și penaltiul, repriza și penaltiul, practic nu mai poți să scapi de această amenințare infernală pe care o reprezintă loviturile de la 11 metri pentru Barcelona. O să vorbim despre cupele europene, dar începând de mâine, pentru că avem o săptămână încărcată, se joacă în Champions League și în Europa League. Trecem la campionatul italian, unde aseară am avut parte de în sfârșit o bombă. Un rezultat care ne unge pe suflet, pentru că le dă peste bot în același timp celor de la Juve. O victorie netă a lui Napoli, 2-0 acasă cu Juventus. Un rezultat absolut de senzație, Juventus fiind practic Bayern München al zilelor noastre. O echipă pe care nu mai învingea nimeni nicăieri. Și totuși iată că Napoli s-a impus destul de clar. Callejon în prima repriză și Mertens la 2 minute după ce a intrat în finalul meciului au condus-o pe Napoli spre un succes de mult mai clar decât se aștepta oricine la începutul partidei. 2-0 pentru Napoli. Asta nu schimbă nimic, sigur, în clasament. Juve are 11 puncte avans față de Roma, care a câștigat la Chievo destul de greu, un gol marcat în minutul 90, golul de 2-0. 11 puncte avans pentru Juventus. E adevărat, Roma are o restanță cu Parma, care, atenție, se joacă pe 2 aprilie. Asta este, dacă îmi socotez bine, poimâine. Deci avem Roma-Parma. Dacă Roma va câștiga, nu este un meci simplu. Parma e o echipă excelentă, chiar dacă n-a mai câștigat de 3 etape. A fost învinsă la Lazio în minutele de prelungire ieri după amiază. Dacă Roma va câștiga, s-ar apropia totuși la 8 puncte de Juventus cu 7 etape înainte de final. Nici o șansă, evident, pentru titlu, dar oricum bruma aia de suspans poate că ar mai exista, pentru că Juve a avut 14 puncte avans și s-ar reduce într-o săptămână de la 14 la 8 această diferență prin 2 victorii ale Romei și o înfrângere a lui Juventus. Dar mai mult decât atât, Napoli câștigând cu Juventus și-a asigurat practic locul 3. Sigur, are șanse și la locul 2, sau în funcție de ce va face Roma cu Parma. Dacă Roma câștigă,
Napoli practic nu mai are cum să termine pe locul 2, dar locul 3 duce în turul preliminar în play-off-ul Champions League, pe care Napoli poate să-l treacă. 12 puncte avans față de Fiorentina, care este pe poziția a 4-a. Inter joacă în această seară fără Cristi Chivu, bineînțeles, care, spuneam, și-a încheiat socotelile cu Inter. La Livorno, echipa aflată în zona retrogradării, meci interesant între cele două. Și o să vedem dacă Inter va reuși să își consolideze locul 5 sau va rămâne la sub amenințarea Parmei și de ce nu a Atalantei, ce mai informă echipă din Calcio acum. 5 victorii consecutive, Atalanta are acasă cu Sassuolo, Dumnezeule, etapa viitoare, alte 3 puncte. Deci Atalanta are șanse să prindă chiar și locul 4. Deși, reamintesc că vine de pe locurile 15-16. Acolo vegeta la un moment dat, a ajuns pe locul 7 și este la 6 puncte de locul 4 și la 2 puncte de locul 5 care duc în Europa League. Deci Atalanta este o echipă de urmărit pe final de sezon. Monoman n-are cum să le scape meciul cu Sassuolo weekendul viitor și îi putem regăsi și mai aproape în funcție de rezultatele lui Inter și a lui Parma, desigur. Parma are de jucat 2 meciuri, restanța cu Roma și cel care urmează weekendul următor. AC Milan, deși a câștigat ultimele 2 partide, este pe poziția 11, absolut lamentabilă. Urmează Genoa Milan, ăsta este practic derbiul mijlocului de clasament, pentru că de vreo 10 etape încoace Milan se luptă cu Genoa. Ăsta este meciul lor. Odată era Genoa deasupra, odată era Milan. Milanezii au reușit acum să ia 3 puncte avans față de Genoa, numai că meciul dintre cele două se joacă la Genoa acasă și o victorie acestora i-ar aduce la egalitate de puncte cu Milan. Udinese are de asemenea meci astăzi cu Catania, ultima clasată, meci foarte important pentru Udinese, care dacă va câștiga nu mai are nicio șansă să retrogradeze, deci evită definitiv zona roșie. O înfrângere acasă cu Catania însă i-ar arunca în disperare probabil. În fine, a pierdut 15 meciuri Udinese până acum, este enorm, așa că chiar dacă Catania nu bate practic niciodată pe nimeni, să știți că n-are un joc de ultima clasată. I-am văzut în mai multe rânduri, o echipă interesantă Catania, echipă cu adevărat interesantă. A fost învinși cu 4-2 acasă de Napoli, dar repriza a doua au câștigat-o ei cu 2-0. Și apropo de ultimul meci, 0-4 la pauză și au revenit marcând 2 goluri după pauză. Asta a fost ultimul lor joc al celor de la Catania. Meci interesant așadar la Udine în această seară. Cam asta ar fi despre campionatul italian. Premier League, să nu uităm, astăzi Sunderland cu West Ham de la ora 22. Liverpool s-a instalat pe primul loc după demonstrația pe care a făcut-o cu Tottenham. N-a fost un meci într-adevăr nemaipomenit al celor de la Liverpool, dar o victorie clară, mocănească așa, bătută în cuie din primul minut la prima centrare slabă, centrare de divizia a doua, da, care l-a găsit pe Younes Kabul împleticit, acesta și-a băgat mingea, după cum probabil ați văzut, în proprie poartă. Coșmarul a continuat, Tottenham a făcut niște gafe colosale în apărare și chiar dacă Liverpool încă o dată spunea strălucit absolut deloc, a avut multe faze în care putea să marcheze, multe lovituri libere bine plasate, până la urmă a marcat norocos dintr-o lovitură liberă golul 4 de la distanță, Henderson, vrând să arunce mingea pur și simplu în careu, aceasta s-a dus în poartă. Suarez, care a beneficiat de o dublă gafă lui Dawson ăla și a lui Kabul la golul de 2-0. Multe, multe erori ale celor de la Tottenham. În Anglia însă există această particularitate pe care alte campionate nu au. Chiar dacă ești foarte, foarte slab, cazul lui Tottenham sau al Manchester United, echipe care au pierdut de 10 ori fiecare în acest sezon, ceea ce înseamnă într-adevăr o mare slăbiciune, n-ai cum să cobori. Deci ei sunt bătuți în cuie pe pozițiile 6-7, niciodată n-au fost mai jos, în ciuda rezultatelor, încă o dată spun, lamentabile pe care le obțin. Și Tottenham și Manchester United pierd meciurile pe bandă rulantă, dar echipele din de subtul lor sunt atât de slabe încât nu este nicio posibilitate ca acestea să alunece mai jos. Ceea ce până la urmă, uite, locul 6 ducem în Europa League, din Premier League.
Deci Tottenham ar putea să se califice în Europa League de pe această poziție fără probleme. Bătălia este doar cu United pentru locul 6. Nu mai este nicio altă echipă dispusă să se bată acolo. Southampton în locul 8 este la 8 puncte de Tottenham. N-are nicio șansă. Mai sunt 6 etape în Anglia. Deci destul de puțin. Însă la vârf bătălia nu este tranșată. Manchester City a pierdut un tempo uriaș. Deși era două clase peste Arsenal, s-a văzut asta de cum a început meciul, au tratat cu neseriozitate și i-a permis lui Arsenal să egaleze în repriza a doua, un gol norocos al lui Flamini, 1-1 s-a terminat, Manchester City avea meciul în mână, putea să conducă cu 3-0 la pauză și nimeni n-ar fi zis nimic, au pierdut două puncte extrem de importante și așa sunt virtual. Evident pe prima poziție, pentru că au două meciuri mai puțin decât Liverpool și Chelsea. Deci asta ar însemna 73 de puncte dacă i-ar câștiga două puncte peste Liverpool în momentul de față. Numai că dacă mai fac un rezultat de egalitate, cei de la City își pun titlul în pericol cu adevărat. Urmează City Southampton pe data de 5 aprilie. Chelsea joacă acasă cu Stoke City, nimic nu mai e sigur nici pentru Chelsea, care s-a făcut de râs pierzând pe terenul Crystal Palace, incredibilă înfrângere. Crystal Palace care nu bătea pe nimeni în Premier League, a scos-o din mână pe Chelsea. Chelsea a pierdut așadar un tempo important, este la mâna lui Liverpool și a lui City, în momentul de față virtual se află pe locul al treilea. Liverpool joacă la West Ham etapa viitoare. Pare să fie într-adevăr cea mai legată echipă din Premier League. Și ciudat lucru, pentru că nu se bazează literalmente decât pe un jucător și jumătate. Orice s-ar spune, nu este o echipă de calibru. Adică față de ce echipe a avut Liverpool în ultimii ani. Și mă refer aici și la aia în care era genial Fernando Torres. Păi Fernando Torres, eu vorbeam cu unul dintre fanii lui Liverpool acum câteva zile la telefon. Fernando Torres, ăla care a umilit-o pe OM pe velodrom, era cel mai bun jucător din lume atunci, fără discuții. A marcat două goluri colosale pe velodrom, un 4-0 ăla pentru Liverpool la Marseille. Dacă nu câștigau, Liverpool nu se calificau atunci. OM ar fi mers mai departe și cu egal. A bătut Liverpool cu 4-0, s-a calificat în optimile Ligii Campionilor. Echipa aia a lui Liverpool de atunci, fie iertat, două clase peste ce vedem astăzi. Și în afară de Luis Suarez, dar care e un fotbalist instinctual, adică se vede pe fața lui care are o față de prost înfiorător lui Suarez, numai de instinctul ăsta de a juca fotbal, dar și ăsta a căpătat așa, e un tip totuși inegal lui Suarez, adică nu e un fotbalist extraterestru, nu pot să spui că a marcat istoria fotbalului lui Suarez. Dacă Liverpool va lua campionatul în acest an, da, va intra în istoria lor, da. N-a marcat istoria fotbalului, nu este un geniu. Fernando Torres a făcut mai multe decât lui Suarez. A câștigat titlul mondial, a câștigat titlul european, iar la Liverpool a fost fantastic într-o perioadă, absolut fantastic. Chiar dacă echipa atunci n-a reușit să câștige nimic. Deci echipa de astăzi, spuneam, stă în lui Suarez când are chef să joace și în fantoma lui Steven Gerrard, care dă pase la 2 metri. Da? Deci este un fel de Ionuț Lupescu combinat cu Gică Popescu, Steven Gerrard. Și dacă are o lovitură liberă, o dă peste poartă sau nici măcar nu mai bate, să nu se enerveze lui Suarez. Dacă are un penalt, îl trage el. Da, Steven Gerrard nu este mai bun astăzi decât era acum 10 ani sau decât era acum 15 ani sau decât era acum 20 de ani când tot la Liverpool juca. Da? Deci e pare ciudat totuși ca o astfel de echipă, la ei a ajuns Scrutel să fie mare vedetă. Scrutel la Liverpool de pe vremea când a înșurubat Drogba atunci de, și-a dat jos, i-au căzut izmenele de pe el. Dacă mai țineți minte când a marcat Drogba pe Anfield Road în 2003 s-a întâmplat asta, sau nu, în 2004, pardon, în iarna lui 2004, a dat un gol de lângă Scrutel, țin minte și acum, dar la săracul nu știa. Dacă îl întrebai dintr-o dată, bă, la tu la cine joci? Nu mai știa. Deci lăsați-mă, mă, cu Scrutel. Scrutel era nimeni în drum atunci. Agăr era tot, era aceeași echipă la Liverpool. Practic, doar antrenorul era diferit. Eu nu pot să cred că ăștia cu 9 ani mai bătrân decât atunci, cu 10 ani în unele cazuri, sunt niște genii astăzi și atunci erau niște rapandule. Și se pare ciudat ca Liverpool să domine, că domină, că în momentul de față este clar cea mai legată, spun încă o dată, că ăia de la Eurosport, săracii comentatori, sunt înfiorători.
și nu înțeleg nimic din jocul ăsta. Sunt o rușine de comentariu. Mai ales Viorel cu ăla cu Nevel. În fiorătoria mea, de acum îmi dau seama cât de puțin fotbal cunosc oamenii ăștia. Altceva n-au făcut în viață, n-au deschis o carte, n-au văzut un film. În afară de faptul că s-au uitat la meciuri de fotbal, n-au făcut nimic. Și să priceapă atât de puțin dintr-un joc de fotbal, mi se pare ridicol. Pe lângă faptul că n-au vocabular, nu știu să comenteze, n-au viziune. Bă, nu se pricep la fotbal, mă. Dar deci, dincolo de aceste observații jenante ale lor, ideea este că, într-adevăr, Liverpool este cea mai legată echipă din Premier League, dar nu neapărat cea mai bună. Adică lotul lor este de două ori mai slab decât al lui Manchester City. Da? Nu este cu nimic peste cel al lui Arsenal. Da? Nu este... poate că este la nivelul lui Chelsea, care are lot slab. Da. Este sub Chelsea ca antrenor. Deci Liverpool n-ar trebui să fie mai sus de poziția 4-a în mod normal în Premier League. Și totuși reușește, clar, deci nu discutăm chestiunea asta să nu se interpreteze iarăși, că nu știu ce am zis, este superioară în joc acestor echipe. Deci are jocul cel mai legat, cel mai regulat, cel mai, cum să spun, dintr-o bucată, așa. Adică se vede că la ei automatismele sunt cel mai bine puse la punct dintre toate aceste echipe care se bat la titlu. Poate în momentul de față să îi deranjeze un pic Everton, dacă am târziu. Everton, care a câștigat 5 meciuri la rând în Premier League, pare să fie pe val, poate să conteste poziția 4 a lui Arsenal fără nicio problemă, mai ales că cele două se întâlnesc weekendul viitor la Liverpool, Everton și cu Arsenal, plus că Everton are un meci mai puțin jucat decât Arsenal, deci dacă îi bate în meciul direct și câștigă și restanța, Everton va trece pe locul 4. Deci ceea ce este remarcabil, pentru că această echipă n-a mai prins Liga Campionilor de o veșnicie. Arsenal, într-adevăr, este într-o vrie evidentă, a câștigat un singur meci în ultimele 5 și a avut noroc că a scos punctul acum cu Manchester City, pentru că nu-l merita și pentru că nici n-avea cum să ajungă. Era ca un boxer de categorie ușoară încercând să-i dea o palmă sau un pumn unuia de categorie grea. Este ridicol să te uiți la un asemenea meci și să ți-l comenteze Viorel și cu Nevel. Că nu înțelegeau, tată. Chestiunea asta era sărea în ochi în minutul 1, diferența netă dintre Manchester City și Arsenal. Aia jucau bambilici de la Manchester City pe teren. Niciun duel, dacă și-ar fi propus, și-ar fi pus osul, nu-l pierdeau în fața lui Arsenal. Era o diferență monstruoasă între echipe, numai că știm că fotbalul este singurul joc de echipă unde diferența zdrobitoare nu se manifestă obligatoriu și pe tabelă. Singurul joc de echipă unde, când ai o superioritate evidentă, nu ești obligat să o pui în practică. Nu există așa ceva nicăieri. Nici la basket, nici la handball, nici la volei, nicăieri. Nici la polo, nici la rugby. Când unul este mai puternic decât celălalt, atunci câștigă în mod automat. Aici nu se întâmplă așa. Și a fost o țurcă ce s-a jucat acolo. Încă o dată spun, Arsenal nu a existat până spre mijlocul reprizei a doua. Mai să zicem până în momentul în care a egalat Flamini. Am mai avut un gol anulat în prima vreme, în fine. Zero față de ăștia. Și încă o dată spun, era 3-0 pentru City la pauză, erau mulțumiți al lui Wenger. Deci, asta spun, a fost un noroc, Manchester City pierde două puncte, se nimerește bine pentru FC Liverpool, însă încă un lucru de remarcat pentru campionatul Angliei și după aia luăm pauză, nicio echipă n-a pierdut sub 5 meciuri în acest an, ceea ce nu cred că s-a mai întâmplat vreodată în Premier League. Adică Liverpool, Chelsea, Manchester City și Everton au toate câte 5 bătăi. Arsenal are 6. Deci asta apropo de cele mai bine plasate, cele mai bine plasate dintre echipe. Și nu există în Anglia în momentul de față niciun tătic să spui, mamă, ăsta merge ceas. Nu, oricine poate să piardă oricând. Și Liverpool a dat semirateuri dintre astea cu Cardiff, cu Stoke, când reveneau ăia și luau o căruță de goluri. De fel, Liverpool a primit 39 de goluri. Atenție, asta înseamnă că din primele 7 echipe, doar Tottenham a primit mai multe decât Liverpool. Deci nu au o apărare extraordinară, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, nu este nimeni de bază sau de mare talent în apărarea lui Liverpool, incluzându-l și pe belgianul Mignolet în poartă. El și cu fundașii lui, în total, nu reprezintă niciun gaj, de altfel, pentru nimic.
în momentul ăsta, sunt încă un paradox pentru care nu cunosc echipă în Europa. Nu există lider de campionat european în momentul de față care să aibă a șasea apărare dintr-un campionat. Deci ăsta este FC Liverpool în momentul în care domină Premier League, cum n-a mai făcut-o totuși de 25 de ani. Pentru că ultimul titlu al Liverpool, dacă nu mă înșel, a fost câștigat în 1990. Deci de 25 de ani, practic, Liverpool nu s-a mai aflat într-o asemenea ipostază să câștige campionatul în Anglia, cu șase etape înainte să fie lider, chiar dacă virtual lucrurile nu stau așa, că tot Manchester City ar fi prima. Dar dacă se va întâmpla, se datorează și acestor factori, că până la urmă 5 echipe sau 6 echipe s-au bătut la campionat, că la un moment dat și Tottenham era în cărți în perioada bună, prima parte a sezonului, cât de cât bună, în fine, 6 echipe emiteau pretenții și până la urmă toate celelalte 5 s-au faultat între ele. Luăm o pauză și revenim. Bună este Dumnezeu. 11 metri pentru cei cu cernici. O informație pentru corespondentul nostru din Franța, umilit aseară de victoria lui Saint-Étienne pe terenul lui Lyon, 2-1. Goluri marcate de doi fundași, și Erding și Gradel, până la urmă sunt tot fundași. Galtier n-a jucat niciodată în viața lui cu niciun atacant, este unul dintre cei mai fricoși antrenori care există, la fel ca și René Girard și ca și alții, dar nu despre asta vreau să vorbim, pentru că Lyon a jucat cu fruntea sus sezonul ăsta și a demonstrat că a rămas un mare club. A încercat să prindă toți iepurii în aceeași mână și sigur că mâna mea a pierdut pe toți, dar nu asta contează, și faptul că s-a bătut, a fost acolo, nu va mai juca niciodată în Liga Campionilor, cu atât mai mult cu cât o las îmbătrânește fiecare an, dar deocamdată se vede că ține clubul în mână și că a rămas un mare club totuși. Practic cu nimeni în teren a reușit sezonul ăsta, iată, să obțină locul 5. Momentan poți ajunge și mai sus și mai jos, dar momentan sunt pe locul 5, ceea ce nu-i rău. El încercă să vândă toată echipa. Vreau să vorbim despre altceva, despre faptul că oficialii echipei Fotbal Club Clinceni, ăia păstoriți spiritual de către Țiții Dumitriu, au bătut palma cu edilul din Pitești, Tudor Pendiuc, pentru a pune în practică o idee. Adică aceștia încearcă să preia FC Argeș, vor ca din sezonul viitor FC Clinceni să se numească FC Argeș 2014 și chiar să preia palmaresul echipei lui Nicolae Dobrin, adică palmaresul corespondentului. Aflată momentan pe locul 4 în seria 1 și calificat în play-off, FC Clinceni și-a depus cică joia trecută dosarul de licențiere, conform declarației președintelui clubului Dan Lăzărescu. Echipa pregătită de fostul rapidist Valentin Bădoi se află la o distanță de 10 puncte de prima echipă de sub linia play-off-ului Gloria Buzău, în 3 etape înainte de terminarea campionatului, astfel că prezența între primele 6 clasate nu este amenințată. În primele 6 trebuie să fie pentru a juca în acest play-off. Pentru că la Clinceni nu va putea evolua în Liga 1 din cauza infrastructurii specifică fotbalului românesc. În caz că va reuși să promoveze, echipa din seria 1 a Ligii 2 a ajuns la o înțelegere cu primăria din Pitești pentru a evolua pe stadionul Nicolae Dobrin, ceea ce evident este o imensă rușine, dar în fotbalul românesc așa se întâmplă. Deci dita mai fece Argeșu face aranjamente, să spunem, înțelegeri cu fece Clinceni. Erding a dat gol, îmi spune corespondentul, în toamnă și cu România, da, bineînțeles. Eu am fost primul care a semnalat această chestiune. Clinceniu se mută să joace, nu să-i cumpere. A zis Lăzărescu că da, primarul a zis că doar să joace. În fine, acum astea sunt de desubturi, s-ar putea să corespondentul să știe mai multe decât cei care au făcut această știre. Noi nu băgăm mâna în foc pentru ea, dar ideea este că Clinceniu ar putea să joace la Pitești și să preia, așa apare aici, palmaresul lui FC Argeș, adică să fie un FC Argeș 2014, că de titulatura FC Clinceni te poți lipsi. Ia să vedem ce zice mai încolo. Deci Clinceniu nu va putea evolua din cauza infrastructurii în Liga 1, în caz că va reuși promovarea echipa din seria 1
a ajuns la o înțelege cu primirea din Pitești pentru a evolua pe stadionul Nicolae Dobrin. Ar fi a treia oară când echipa numită acum Fece Clinceni și-ar muta casa, după ce în sezoanele trecute s-a numit ASC Buftea și a evoluat în localitatea căreia i-a purtat numele. L-avem chiar pe Dan Lăzărescu la telefon, președintele lui Fece Clinceni. Haideți să vedem, să trăiți! Bună ziua, bună ziua, Radu! Ce faceți, domnul Lăzărescu? Aveți un nume ușor de pronunțat și în cinematografia românească, acum după filmul ăla. Ferească Dumnezeu. Da, e doar o coincidență de nume, nu e nicio... Da, adevărat. E fata dumneavoastră Roxana Lăzărescu de la Digi24? Nu. Ok. Eu am o fetiță mică, e clasa 8. Nici ea nu pare să fie foarte mare, chiar dacă prezintă știrea. În fine, vreau să vă întreb de chestiunea asta, pentru că noi avem un fan al lui FC Argeș, practic, care știe mai multe despre FC Argeș decât conducerea clubului, sau decât domnul Pendiuc. Ce e real în chestiunea asta? Dați năvală la Pitești sau vreți să preluați și palmaresul lui FC Argeș? Nu. Ideea a fost următoarea. Noi am fost pe un loc foarte bun și suntem pe un loc foarte bun dacă de mâine începe play-off-ul. Da. Și cu posibilitatea de a promova în prima ligă, cu toate că nu ne-am propus acest lucru de la început. Dar probabil rezultatele, echipa pe care o avem, faptul că suntem, cred eu, în fotbal românesc, una dintre puținele echipe, ca să nu zic dintre foarte puținele echipe, fără niciun leu datorie la nimeni. Deci asta mă refer jucători, antrenori, staff, terți și așa mai departe. Suntem acolo și a trebuit să găsesc o soluție de a evolua în eventualitatea în care vom promova, de a evolua la anul în Liga 1. Una din condiții este un teren de fotbal. Aici mi-a venit ideea să am o discuție cu domnii de la FC Argeș, chiar nu e faptul că m-am întâlnit cu domnul primar Pendiuc. Am obținut o aprobare din partea primăriei, în dosar de licențiere pe care l-am depus săptămâna trecută la Federația Română de Fotbal, terenul pe care vom evolua în situația în care, să zicem, să vom promova, este FC Argeș, urmează alte discuții, vis-a-vis de un parteneriat efectiv. Asta este declarația noastră? Echipa s-ar putea numi FC Argeș 2014? Da, eu am zis, da, toată lumea mă întreabă cu FC Argeș 2014. Poate să mai scrie și FC Argeș 2012, 2013. Nu e un capăt de țară denumire. Păi nu. Da, ne putem schimba și denumirea. Da, nu mă interesa anul, într-adevăr. Mă interesează dacă vreți asocia cu Argeșul. Da, probabil, dar că vom ajunge la o înțelegere cu Consiliul Local, în primul rând, da, ne putem schimba denumirea. Și asta ar însemna să reprezentați, practic, județul Argeș. Să jucăm un fel, da, puteți să o luați așa. Acum aveți... Nu m-am gândit nicio clipă la ce mi-a spus dumneavoastră de preluarea palmaresului, și da. Nu știu unde este palmaresul, cine îl deține, ce, cum, în ce fel, nu, chiar nu. Am avut foarte multe probleme... Pentru că pentru noi a fost prima dată când am depus un dosar de licențiere și chiar urmă zile nu știu pe unde am umblat. Da, acum dacă palmaresul lui FC Argeș nu se află la Marian Iancu și probabil că nu se află, nu cred că ar fi o mare problemă să dispuneți de el. E undeva într-un sertar și cam ăla e. Dar... Sigur, glumind aici, că n-are cum să-i aparțină Marian Iancu. Doar cu Marian Iancu era o discuție complicată, dacă ar fi aparținut. Vreau să vă mai întreb ceva. Dacă Clinceniu nu promovează, să spunem, cade toată varianta asta? Nu mai există nimic? Nicio șansă să se mai întâmple? Nu, sunt discuții. Sunt discuții, mai ales că cei de la Pitești au echipă în Liga 3, destul de bine clasată, cred că vor intra în play-off și au șanse să promoveze în Liga 2. Așa. Deci eu vă spun, această idee mi-a venit efectiv în această iarnă datorită locului pe care l-ocupăm și acum în play-off. Da, Argeșul e interesat să vă găzduiască și în cazul în care rămâneți o anonimă echipă de Liga 2 fără niciun fel de vedete nu sau fără niciun fel de obiective. Nu mi-am pus această problemă pentru că eu sper să promovăm. Chiar sunt contrariat de decizia pe care au luat-o cei de la judecătoria privind doar Rapidului. Nu mi se pare normal, dar nu ne punem justiție, știți cum e. Am înțeles că au depus dosarul la federație cu zero lei datorii la stat. Da. Bine, acum, șansele de promovare totuși sunt foarte mari. Eu cred că sunteți conștient de asta. Nu sunt mari? Păi nu sunt mari, dar nu... De ce nu? Păi cu cine? Vă bateți totuși cu... Păi spune cu dumneavoastră, de ce nu sunt mari? Păi câte echipe promovează?
Două. Păi, în 20 noastre sunteți, vă bateți în primele 6 locuri, ok? Deci din 6 echipe... Păi nu, dacă ar fi play-off-ul acum... Așa. Da. Deci dacă acum ar fi play-off-ul, deci noi suntem cu 14 puncte, Rapidul cu 15 puncte, unul meci mai mult. Da. Și Slobozia cu Iași cu 16 puncte. Ok, deci nu sunteți, niciuna nu e sub Clinceni. Nu, ca idee, dar Rapidul are 10 meciuri, eu am 9, eu joc la Berceni. Ok, bun, dar n-am jucat. Da. Nu, ca idee vorbesc. Deci, sigur, sunt... joc de două ori cu Iași, de două ori cu Rapid. Sigur, sunteți încă departe, asta spune, nu e o formalitate promovarea. Nu, 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 da, bine. La asta mă refer și oricum Clinceniu a fost niciodată de echipă de Liga 1, deci nu a venit nici atu ăsta, măcar ăia, știți cum e în România, îți mai trageți furile la un moment dat pentru unii care au un nume mai zornăitor. Eu sper că nu, Bun, deci cam asta ar fi. Acum, un pic, sigur, declarațiile se bat cap la cap, pentru că noi am cules de prin presă știrile astea, de prin ziarele de specialitate, unde nu se spune chiar așa, dar de asta v-am contactat, ca să vedem dacă, într-adevăr, se potrivesc ele, pentru că văd aici că la Iași se știa că noastră încercați o colaborare cu Piteștiul de ceva timp. Și dacă le convine ălora, la Pitești, din ce citesc eu, domnul primar spune că această înțelegere s-ar face numai în cazul în care dumneavoastră promovați cu echipa. De asta vă întrebam că exact care sunt, care sunt obiectivele. Dacă n-ați bătut palma și nu există un acord scris... Am contract cu dânsii. Așa. În cazul în care promovezi în Liga 1, dânsii mi oferă stadionul și urmează o discuție, nu am discutat de varianta cu Liga 2, dacă rămânem în Liga 2. Da, n-ați discutat. Bun. Deci atunci rămânem și noi la ideea asta că ați putea să fiți, după Mioveni și Curtea de Argeș, a treia echipă care a jucat la Pitești. Da, e posibil. Da, practic în curtea lui FC Argeș, care, bă, cum spuneați, n-are echipă decât în Liga a treia. A treia, la oră. Bun, păi atunci mai vorbim, ținem legătura dacă se mai întâmplă ceva, o să urmărim traseul noastră în play-off și ce se va întâmpla, pentru că mai sunt câteva etape, și o să vedem, o să tragem concluzii în momentul în care va fi ceva concret. Sigur. Mulțumim mult de intervenție, o zi bună. O zi. Da. Cam asta a fost, fraților, utilă intervenția și neașteptată pentru noi a președintelui acestui balaur de la Clinceni. V-ați dat seama din intervenția domnului Lăzărescu că FC Clinceni este un fel de Everton al Ligii Secunde, adică o echipă pe val. Practic nu mai poate opri nimeni. E bine, eu nu eram pus la punct cu toate subtilitățile Ligii a doua, deci ați văzut, practic, e o formalitate pentru cei de la Clinceni să promoveze în Liga 1, deși n-au făcut-o până acum niciodată, înseamnă ce uriașă premieră ar fi, și de asemenea acordul cu FC Argeș, ca și bătut în cuie, s-a înțeles cu primarul Piteștiului, vor juca la Pitești, de aici până la Palmares, cred că e o chestiune de întâlnit la o cârciumă și rezolvat. Așadar, FC Clinceni este cea care a jucat cu Aberdeen, cu Nottingham Forest sau cu Real Madrid pe timpuri în cupele europene. Luăm o scurtă pauză și revenim. Metri. Să fie pace, ca să nu fie război. Acum să încheiem, fraților, în cel mai optimist mod posibil și să nu ne îndepărtăm foarte mult nici de Pitești, nici de Clinceni. În Germania, Bayern München, campioană, a scăldat-o. Deci exact, românește, au făcut un 3-3 acasă cu Hoffenheim, probabil că obiectivul lui Bayern este să depășească 100 de goluri și să termine, sigur, campionatul neînvins, și atunci au făcut o nefăcută 3-3 acasă, ca la Piatra Neamț, cu Hoffenheim, echipă de mijlocul clasamentului, care, sigur, a zis mersi că a luat un punct, i-a lăsat pe Bayern să marcheze de 3 ori, a ajuns Bayern după 28 de etape la 82 de boabe, au mers la Augsburg, weekendul viitor, cei de la München, da? N-au jucat, deși Uli Hoeneß s-a aflat în tribună, se pare că a fost ultimul lui meci la München, după care va intra la pușcărie. N-au jucat, domnule, corect acasă cu Hoffenheim. Totuși, de remarcat acest lucru, imediat cum au câștigat campionatul, au dat-o pe înțelegeri, pe blaturi, pe chestiile astea tacite. Ăsta este fotbalul
peste tot în lume. În rest, nimic de remarcat în Bundesliga. Dortmund și Schalke au câștigat. Dortmund, chiar după ce a fost condusă 2-0 la Stuttgart, i-a băgat în boală pe Schwabi. Stuttgart este pe 16, Hamburg pe 17, Hamburg a condus și ea la Mönchengladbach înainte de a pierde cu 3-1. Excepțional arată clasamentul. Sunt fan Braunschweig, să știți, în Bundesliga, singura echipă care mă interesează. Braunschweig a făcut 1-1 la Bayer Leverkusen, ceea ce este excepțional, și nu are decât 2 puncte mai puțin decât Hamburg și Stuttgart. Urmează Braunschweig cu Hannover etapa viitoare. Dacă Braunschweig câștigă, va putea să iasă din zona retrogradării, că în Germania se pică puțin, doar ultimele două pică, și locul 16 dă baraj cu clincenii. Deci Stuttgart în momentul de față ar putea să joace cu noul FC Argeș, dacă se vor înțelege sau nu. Corespondentul mi-a transmis, sigur că el e mai informat decât Lăzărescu ăsta, mi-a transmis că de fapt primarul Pendiuc nu s-ar fi înțeles cu cedarea palmaresului și că ar vrea să-l cedeze mai degrabă lui FC Argeș, ăla din Liga a treia sau cum s-o numi, care dacă vor promova, ceea ce sigur este firesc, e o rușine. Vă dați seama să te numești FC Argeș, adică cea mai mare echipă de fotbal din România la un moment dat. În istoria fotbalului românesc a existat momentul, de exemplu 1979, când FC Argeș câștigă campionatul, este cea mai bună echipă din țară, dar și perioada lui Nicolae Dobrin, al lui Radu II, al lui Doru Nicolae și mai departe, a durat câțiva ani, al lui Stancu, care bătuse recordul meciurilor în campionat, numărul 5, da? Liberoul lui FC Argeș, capitanul echipei, Cristian în poartă, toată marea aia echipa Piteștiului, Moicianu cu toți, enormă echipă, cea dăinuit cu totul vreo 10 ani în vârful fotbalului românesc, nu neapărat cea mai mare echipă de toată parcursul, toată durata asta, dar una dintre cele mai mari, să treacă palmaresul la clinceni, adică așa ceva este inadmisibil, chiar dacă ai murit. Pui palmaresul ăla într-un coșciug și asta este, că până la urmă toate se termină. Dar n-ai cum să te vinzi unora care nici nu există, trecându-ți sufletul dintr-un județ într-altul. Bun, deci am vorbit despre Bundesliga și încheiem și cu două vești mici, timide din Liga. A fost etapă și în campionatul Franței. Saint-Étienne, spuneam, a câștigat la Lyon. În principiu va fi o bătălie între Lyon și între Lille, pardon, și Saint-Étienne pentru poziția a treia. Monaco învinsă de Evian, Tonon, Gaillard, a pierdut orice șansă la titlu. Sunt 13 puncte în favoarea lui Paris Saint-Germain cu 7 etape înainte de final și titlul s-a terminat. Deci înainte Paris Saint-Germain poate să înceapă să vândă niște meciuri. Lille, poziția 3-a, are cel mai prost fotbal din ligă în momentul de față. De altfel s-a și făcut un sondaj, chiar mai slab decât OM și Bordeaux, care sunt niște leșinături de echipe. A ieșit la sondajul respectiv și pe bună dreptate că Lille joacă cel mai prost fotbal din liga. Asta ca să vă faceți o idee cine se află pe locul 3 în campionatul Franței în momentul de față. Echipa lui René Girard, spectatorii de la Lille, absolut dezamăgiți, dezgustați de ceea ce se juca pe teren cu Guingamp duminică după amiaza, îl scandau pe Rudy Garcia, fostul lor antrenor, care face minuni la Roma, ducând-o aproape cert în Champions League în sezonul viitor, ceea ce pentru Roma e mare lucru. Deci Lille, o rușine literalmente de echipă, sigur că nu va prinde Liga Campionilor, va fi bătută în play-off-ul Champions League fără nicio problemă de oricine. Dar chiar și așa, poziția 3-a le aduce niște bănuți, ei au vândut aproape tot, au rămas numai în izmene la începutul campionatului. Trăiesc din acest Bonaventure Calou. Într-adevăr, este un extraterestru pentru campionatul Franței. Se vede că a jucat la Chelsea. În Franța este suficient să ai un mare star și asta îți rezolvă campionatul. Dacă, sigur, nu se accidentează, cum a fost cazul lui Falcao. Și mi-a plăcut intervenția lui Claudio Ranieri la conferința de presă după meciul pierdut la Evian. Știe și el câteva cuvinte în franceză și conferința se desfășura cam așa. Îl întrebau ziariștii, nu știu dacă erau de la Monaco sau de la Evian: sunteți mulțumit, domnul Ranieri, de meci? Nu, no, pas content. Content quand je gagne. Quand je gagne, pas content. C'est le football. C'est le football, zicea Ranieri. Pe care ăla îl întreba iarăși: vous avez perdu 1-0 à Evian, le titre s'envole, vous êtes à 13 points du Paris Saint-Germain. Quelle impression vous avez à la suite de ce match? C'est le football. C'est perdu. Match perdu, Monaco perdu, Paris gagné, 13 points, pas content, pas content.
zicea Ranieri, și să spune despre el că e un mare antrenor. Bă, de acord, ce dracu le spune jucătorilor în vestiar? Să vezi ce subțire e fuița asta? Păi bă, te duci la Ocampos, te duci la Obadi, te duci la Berbatov, ce îi spui aluia? Tu doa ganie se weekend, se weekend. Tu doa ganie, tu batră tur le teren. Ce limbă vorbești cu ei? Bun, în italiană când mai prins pe câte unul, dar în rest ce sunt? Asta poate să spună un copil de clasa a patra. Deci ăsta era tot fotbalul lui, toată filozofia lui. 10 minute cât a stat la conferința de presă, atât a spus. Je suis content quand je gagne, je suis pas content quand je perds. Mais vous avez perdu, donc vous êtes content? Non, je suis pas content. Content quand je gagne. Raul Ranieri este cel care, când soția lui împlinește o anumită vârstă, că știți cum e cu femeile, mai bine să nu le spui vârsta, se duce la restaurant cu ea. Asta e tot ce le povestea el jurnaliștilor, că nu se uită la nu știu ce meci duminică seara, că era ziua lui nevastă, se duceau la restaurant. O scotea pe aia și mâncau niște languste și după aia nu mai puteau să doarmă noaptea, că aveau burta plină. Probabil asta era. Bă, dar mi s-a părut senzațional. Și noi ne batem capul cu Stoican, cu Reghecamp, cu Cristi Chivu și Claudio Ranieri, bă, deci care a antrenat la Monaco, care a antrenat pe Inter, unul dintre cei mai titrați antrenori, așa vorbește, mă, despre fotbal. Și pa, canta, da, și conta când je gagne. Je gagne pas, și pa, conta. Asta știa să spună el la sfârșitul unui meci. A zis că se-l fotbal, că au avut două ocazii și au dat un gol, că mai scăpa câte un penalti. Am marcat din penalti cei de la Evian. În 83 a bătut pe Monaco. Un coup de chapeau pentru această echipă de la Evian, care, deși n-a luat niciun punct cu OM în acest sezon, ceea ce este aproape incredibil, a reușit să bată acasă și pe PSG și pe Monaco. Este singura echipă din Franța care le-a bătut pe amândouă. Nici o altă echipă n-a reușit să le bată pe aceste două echipe împreună. Și totuși Evian ocupă locul 17 în Liga. Pe mâine, fraților, toate cele bune! Mai cuvine te uiau și îngrijune eu și nu îndană, a eu riște nu ce schino, te uiau și agil, juni eu și nu na nehângele, te gai cu gotane lângă de eu. 11 metri, după noi, potopul. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.